Consiliul Județean Hunedoara a anunțat lansarea unei licitații pentru contractul de furnizare a 23 de microbuze electrice în cadrul proiectului Transport Verde Microbuze Electrice pentru elevi în județul Hunedoara. Valoarea acestui contract se ridică la suma de peste 30 de milioane de lei și este finanțat din fondurile Programului Național de Redresare și Reziliență. Microbuzele electrice ce urmează să fie achiziționate vor dispune de o capacitate de 16 locuri pe scaune plus șofer, dintre care un loc va fi dedicat persoanelor cu dizabilități, respectând astfel normele de accesibilitate și incluziune socială. Data limită pentru depunerea ofertelor este stabilită pentru 20 martie.